Oțelul își remaniază permanent lotul cum nu trebuie să existe, o săptămână fără transferuri, noua conducere în plan sportiv, formată din Ovidiu Burcă și Cristi Munteanu, a reușit trei achiziții care se pot dovedi importante. Emil Jula, atacantul de 34 de ani, plecat de la Oțelul în 2008, a revenit la echipa de la Dunăre pentru a ajuta fosta campioană într-un moment important. Iulian Popa, mijlocaș de bandă în vârstă de 30 de ani, a ajuns la Galați după ce a evoluat la Voința Sibiu și FC Brașov. Problema lui Popa este că el nu a mai evoluat într-un meci oficial din decembrie 2013. Cel de-al treilea transfer este cel al lui Răzvan Grădinaru. Mijlocașul stelist a fost împrumutat de echipa campioană pentru un an la Oțelul. Lista plecărilor îi cuprinde pe Peha, Emir, Vasile Gheorghe, Hotoboc și Cifci. Mare achiziție anului ar putea fi pentru Oțelul Florin Cernat, mijlocașul de 34 de ani, vrea să joace din nou în Liga 1, dar nu se știe ce formație va alege fostul jucător al lui Dinamo Kiev.